Timp de 3 săptămâni, România este promovată la Târgul de Carte de la Madrid. 40 de scriitori români se vor întâlni cu iubitorii de lectură, dar și cu editurile spaniole. Institutul Cultural Român a adus aproape o tonă de cărți pentru cititorii de acolo. Un eveniment important la care a fost prezentă și majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Timp de 17 zile, România este atracția principală la Târgul de Carte din Madrid. Custodele coroanei, majestatea sa Margareta, a fost invitat special în cadrul unei conferințe despre coroana și România modernă. Being here allows me to talk about Romania in a way you have maybe not heard before. Because what I'm about to tell you is rather different from the things you are probably used to hearing about my country. Carol did not share the religious denomination of his new country. Neither did he speak the Romanian language. But 47 years later, this man had succeeded in putting Romania on the European map. E bine ca spaniolii, la rândul lor, să cunoască și altă latura României. Prezența majestății sale, custodele coroanei și a principelui Radu, se înscriu în această direcție a întâlnirii culturale dintre Spania și România. Sute de mii de iubitori ai cărții sunt așteptați să vină la standul țării noastre, mai ales că în Spania s-au tradus cei mai mulți autori români în ultimii 10 ani. Este o ocazie unică de a ne prezenta și de a marca toate eforturile care au fost făcute în ultimul deceniu. Noi sperăm să urmeze și alte traduceri. Cred că trebuie precizat că limba spaniolă este cea în care s-a tradus cel mai mult din limba română. Sunt peste 100 de titluri la vânzare. Ne-am dorit foarte mult să înceapă să se traducă și literatură pentru copii. Institutul Cultural Român a adus aproape o tonă de cărți pentru cititorii din Spania. Târgul de Carte de la Madrid, la care România este țară invitată, ține până pe 10 iunie. Pe lângă literatură, spaniolii pot descoperi cultura română și prin intermediul unor proiecții de filme documentare sau ecranizări ale unor opere literare.